Dragii mei, frați și surori, ne bucurăm că și în această dimineață de tampet suntem în casa lui Dumnezeu. Și mă bucur, știți de ce? Pentru că îmi place să spun adevărul. De luni până vineri, dacă este tampet dimineața, merge la muncă, nu? Mai este câte unul care, eu știu, e plătită ziua, are avantaje sociale și dă telefon și minte și spune, sunt bolnav. Și atunci intră pe ziua aceea de maladie și stă acasă. Dar noi mergem la muncă, nu? Dar în dimineața aceasta să cuvenea să vină la adunare. Amin. Să cuvenea, fraților. Este casa Domnului. Suntem mai mult câștigați să venim la casa Domnului decât într-o zi în care mergem la muncă și eu știu, în ziua aia poate spune de multe ori mai bine nu veneam. Zic, Domnul să ne binecuvinteze și pe cei ce au venit, și pe cei ce au rămas acasă să lopăteze și pe cei ce n-au putut să vină. Amin? Amin. Ar vrea să fac un anunț. Ieri trebuia să ne întâlnim, de fapt, trebuia să fie aici tinerii din New York și n-au venit din diferite motive. Și aș vrea să le spun tinerilor că sâmbăta ce vine de la ora 4 și cei peste 18 ani și cei sub 18 ani ne întâlnim la casa Domnului. Deci sâmbătă, săptămâna ce vine, de la ora 4. Și vă invit să veniți la casa Domnului. Domnul să ne binecuvinteze. Apoi, dragii mei, în această dimineață, fratele Iosif și i-am spus, frate Iosif, du-te până la capăt și vorbește ceea ce Domnul spune pe inimă, pentru că aș vrea să vă spun ceva, nu spun aceasta să-i plac fratele Iosif, dumnealui știe acum, că nu-s lingușitor, că nu are niciun sens, la anii ăștia nu mai are nicio valoare, nici lingușală, nici nimic. Este important ca păstorul bisericii să dea direcție bisericii, nu? La noi, în România, de unde am venit, este fratele Relu Moldovean și dumnealui dă direcție, nu cel de la ușă. Deci știți că dumnealui dă direcție bisericii. Și biserica merge după direcția care o dă. Și aș fi vrut, deci, ca fratele Iosif să dea direcție, să mergem, dragii mei, așa după cum spune Scriptura. El înainte și noi după el. Așa cum spunea Apostolul Pavel, călcați pe urmele mele, că eu, întrucât eu calc pe urmele lui Iisus Hristos. Și este bine ca cei care ne învață să meargă pe urmele Domnului Iisus Hristos, iar noi să mergem pe urmele lor. Amin? În această dimineață, spuneam fratele Iosif, eu ar vrea să vorbesc despre puterea credinței. Este important să avem credință. Amin. Ce ziceți dumneavoastră? Nu e ușor să ai credință. Să știți că nu e ușor. Spunea cineva, este ușor să fii sfânt într-o lume de sfinți. Cu alte cuvinte. Aici, în adunare, este ușor să afișez o imagine sau o atitudine de creștin și de sfânt. Și un om credincios care te rogi, crezi tot ce spune cuvântul. Și tot ce spune cei mai mari care predică aici. Este o sigur, este ușor. Prea puțin mai auzim din cauza că mai fac comentarii deplasate. Dar marea majoritate este simplu. Este ușor. Problema este că ieșim afară. Dacă avem același entuziasm. Sau, când trece prin probleme, prin necazuri, înțeleptul spune într-o anumită situație, în cuvântul Domnului, dacă slăbești în ziua necazului, mică-ți este puterea. Sau slabă-ți este credința. Putem să interpretăm și în felul acesta. Dar întrebarea mea este atunci, când trecem prin necazuri, prin probleme, este cineva care e tare? Este cineva care se întărește în toate astea? Pavel Apostolul spune într-o situație că când sunt slab, atunci sunt tare. Și tare am vrea noi să semănăm cu Pavel Apostolul. Cuvântul lui Dumnezeu ne aduce în imagine aici două lucrări. Doi oameni necăjiți, care au venit la Domnul Iisus Hristos, o femeie și un bărbat. Ne spune de acest fruntaș al sinagogii, unul mai mare, eu știu, poate era conducătorul adunării acolo. Și ne spune despre ei că aveau două probleme, unul într-un fel și unul într-altul. Iar Irăs avea problemă cu fica lui. Și știți care este situația la amândoi? Am găsit că la amândoi lucrurile se duc în aceeași direcție. Și ce se întâmplă când lucrurile se duc din rău mai rău? Ați întâlnit cazul de genul acesta. Când ai o problemă și dau să-ți o rezolvi, și în loc să-ți se rezolve problema, lucrurile se duc tot mai rău. Mami. Și din rău în mai rău. Bebele. Și găsim pe paginile Sfintelor Scripturi mai multe cazuri
că oamenii lui Dumnezeu au trecut prin probleme și în loc să li se rezolve problema, în loc să li se rezolve situația lor, lucrurile s-au dus tot mai rău. Și mai rău și mai rău. Și aici este mai greu ca să-ți păstrezi credința. Că aș vrea să vă spun ceva. Dacă ai temperatură, eu știu, 40-41 și ține temperatura o zi și după o zi nu ai văzut că s-o ameliora lucrurile, ești bun de muncă și bun de alergat. S-a trecut repede și zic, măi, ce credință mare am avut. Dar când după o săptămână temperatura tot atâta ți este, sau copilului dubitale. Ne uităm la acest Iair care spune, hai și ajută-mă, am o fetiță de 12 ani care n-aș vrea să vorbesc mult, dar doar să amintesc puțin că fratele Sorin se va ocupa de seară de acest subiect. Dar ai la mine, ai că am o problemă. Și timp ce îi vorbește, timp ce Domnul Iisus Hristos se ocupă de femeia aceasta, vine cineva în versetul 35 și spune, auzi, nu mai arătă și pe Mântuitor, pe Învățător, pentru că fetița ta a murit. S-a dus lucrurile mai rău? Păi din rău mai rău. Din rău mai rău. Femeia aceasta s-a mintea aici să spunea, s-a dus la doctor. S-a dus, a făcut ca și noi. A încercat să facă ca și noi, dragii mei. Când suntem bolnavi, ne ducem la doctor. N-aș putea să sugerez la nimeni să nu se ducă la doctor. Pentru că eu însumi am fost de 5 ori pe masa de operație. Și Dumnezeu a binecuvântat mâinile oamenilor care m-au operat. Și le-am spus copiilor mei, mă, dar voi niciunul nu vă faceți doctor. Să nu mai mă tot duc, eu nu știu unde, să vin la voi. Apoi, mă, ori mă rezolvați, ori mă... Mă înțelegeți? În casa mea, unde am crescut, Dumnezeu a lucrat prin niște oameni extraordinari. Cine a cunoscut spitalul CFR-ului în Cluj, n-aș vrea să dau nume, îl cunosc și nume. Prin mâna doctorilor, taică-meu și astăzi, este în viață. Bineînțeles, Dumnezeu i-a dat viață, dar ei au fost acolo care au tăiat. Și-au legat lucrurile așa cum trebuia să le lege. Și Dumnezeu a lucrat prin mâna acestor oameni, de aceea vă îndemn, dragii mei, când trecem prin probleme, prin necazuri, este importantă credința, dar să nu ignorăm, să sfidăm ceea ce Dumnezeu ne-a dat și nouă. Luca, evanghelistul Luca, ce era de meserie? Ăsta punea geamuri sau fereastre sau făcea piese la mașini? Era doctor. Domnul Iisus Hristos spune că nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Deci să nu sfidăm aceste lucruri care Dumnezeu până la o anumită măsură ni le-a dat oamenilor. Și zic ca Domnul să-i binecuvinteze pe toți cei care își petrec 8 ani de zile sau 10 ani de zile în doctorat ca să facă această meserie. Dar ne uităm la această femeie, măcar că ea săracă a făcut ca și noi, ceea ce o gândit, ceea ce o putut. Ne uităm că situația merge tot mai rău. Și spune că după ce s-a dus săraca la unde a putut, lucrurile tot mai rău era. Ne uităm la Iov. Iov acesta, după ce a venit o veste și a spus, uite ce s-a întâmplat. Păi nu s-a oprit lucrurile acolo. A venit altul și a spus, bă, uite s-a întâmplat și asta. Și nu s-a oprit până nu a pierdut Iov tot. Parcă lucrurile se duc din rău în mai rău. Problema se pune aici, dragii mei. Atunci când credem că nu mai este posibil nimic, totul s-a ruinat și totul s-a distrus și totul nu mai este nicio șansă. Mai avem credință atunci? Doamne, ajută-mă! Mai avem credință? Pentru că în situația asta ajungem și noi și copiii noștri vor ajunge. Când vom vedea cu ochi de oameni că lucrurile se duc din rău mai rău. Și atunci se cere credință. Atunci se cere credință. Iov nu și-a pierdut credință. Iov, când s-a văzut, dintr-o dată cel mai bogat din zona aceea, cu 10 copii, și când s-a văzut singur, fără copii, și a îngropat Iov cu mâna lui, probabil, pe toți copiii, s-a văzut cel mai sărac din zonă și cu o grămadă de gunoi. Iov nu și-a pierdut credința. Și-a rămas credincios lui Dumnezeu. Este un exemplu de credință pentru noi, pe paginile Sfintelor Scripturi. Pe paginile Sfintelor Scripturi.
Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, și amintea fratele Iosif, este adevărat că cel care se roagă, cel care face lucrarea, trebuie să aibă credință. Dar știți că noi, cu necredința noastră, putem să-L împiedicăm pe Dumnezeu să-și facă lucrarea? Haideți să dăm o pagină pe partea cealaltă, în aceeași Evanghelie după Marcu, și veți vedea în capitolul 6 ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că Domnul Iisus Hristos s-a dus în Nazaret, pe acolo pe unde a crescut El. Și a încercat să-i ajute și pe oamenii de acolo să facă minuni. Dar spune mai jos textul, n-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Și se mira de necredința lor. Se mira de necredința lor. Oare Domnul Iisus Hristos n-a avut credință ca cei de unde o crescut El din patria Lui, că spunea El, niciun proroc nu este prețuit în patria Lui. Sau niciun proroc nu este prețuit în adunarea Lui. Sau niciun văzător nu este prețuit în adunarea Lui. Mergem la alții, să întrebăm pe alții. Și Domnul Iisus Hristos spune nu. Aș fi vrut să-i ajut și pe aceia. Dar n-am putut. N-am putut pentru că n-aveau credință. N-au crezut în minunile mele. N-au crezut în mine. Spune cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să mergem mai departe. Domnul Iisus Hristos vorbește Ioan în capitolul 14 cu primul verset. Să nu mi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, spunea Domnul Iisus Hristos. Este foarte important, dragii mei, să avem credință în orice situație. Indiferent cum merg lucrurile, merg din rău mai rău, tu să ai credință în Dumnezeu. Este foarte important. Apoi, dacă mergem mai departe, veți vedea în cartea evreilor, am mai citit lucrul acesta, dar ce bine ar fi dacă l-am citit odată și l-am ști și l-am aplicat. O, ce bine ar fi dacă, cum spuneam altă dată, dacă te-ai duce la franceză și cum ți-ar spune o frază profesorul, cum ai învățat-o și ai ținut-o minte și a doua nu ar mai trebui. Păi am fi ca un casetofon. Sau ca un CD acum. Dar trebuie să repetăm ca să învățăm mai bine lucrurile. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 11, cu versetul 6, și fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Dragii mei, fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Acolo lui cu El mare înseamnă lui Dumnezeu. Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce caută. Mă uit la oamenii aceștia care erau în probleme, care au venit la Domnul Iisus Hristos. Și la femeia aceasta, și la Iair. Au venit, știți de ce au venit? Pentru că aveau credință. Pentru că aveau credință. Dacă nu aveau credință, n-ar fi venit. Femeia aceasta, bineînțeles, cum am spus, s-a dus și au făcut așa ca și oamenii, ca și noi. Ne ducem și la doctor și încercăm să rezolvăm problema cumva. Dar ne gândim de multe ori, oare de ce Dumnezeu ne îngăduie și ne lasă să umblăm pe tot locul și să nu să rezolve problema? Oare de ce Dumnezeu îngăduie ca să trecem așa prin necazuri, prin probleme așa de mari? Te uiți și la unii frați de ai noștri, nu vreau să-l dau nume, dar numai în kitchen. Te uiți și zici, Doamne, dar ce-au făcut oamenii aceștia? De ce trebuie să treacă pe acolo? Și de multe ori nu ne dăm seama că încercarea, de fapt, lucrează la credința noastră, dragii mei. Vă spun că încercarea lucrează la credința noastră. Atunci când treci prin probleme și prin necazuri, atunci când vezi că copilul tău se stinge din viață și nu mai poți să-i faci, ți-ai dat tu viața în locul lui, dar nu poți, că nu e stăpân pe asta, îți mai rămâne un lucru. Să te îndrezi pe Dumnezeu. Care are putere. Care are putere. Dar este nevoie ca să crezi. Toate lucrurile sunt cu putință, spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru cel ce crede. Mi-aduc aminte și am mai spus lucrul acesta, dar nu știu cât eram atunci la adunare. Când vine seara asta meu mai mare, copilul a primit Duhul Sfânt, deci eu mă așteptam la celălalt, primul. Și ăsta, când a venit acasă, supărat, foc și gelos și
Cum să facă? Mai am zis, asta nu se ia pe bani, asta nu, tot e prin credință. Dacă ai credință, tata, da am! Și a doua zi, sâmbătă, înainte să vin la adunare, eram acolo și măi, am zis, crezi că îmi primești în seara aceasta? Cred. Măi, și noi credem. Dacă tu crezi, eu cred. Și eu cred că în seara asta primești Duhul Sfânt. Și am primit Duhul Sfânt. Lăudați să fie numele Domnului. Dragii mei, fără de credință este cu neputință să fim plătuți lui Dumnezeu. Oamenii aceștia a venit la Domnul Iisus Hristos și femeia aceasta a venit la Domnul Iisus Hristos pentru că avea credință. Dar foarte interesant. Când te duci la oameni, este adevărat, oamenii stă de vorbă cu tine și începe să te descoasă. Începe să te întrebe de antecedente din familia ta. Ai avut putare, ai avut putare și te duci până nu știu la câte neam, vrea să audă ca să poată să identifice problema de unde-ți vine. Așa suntem oamenii, că suntem limitați. Fără să-i blamăm, dacă aș fi doctor, și aș face tot așa. Aș urma protocolul acesta. Dar vă uitați, ne uităm cu băgare de seamă. Femeia aceasta așa mare credință avea, încât a spus, nu vreau să-L ating pe Domnul Iisus. Nu e nevoie de asta. Nu e nevoie ca să se oprească și să-i spune cazul. Nu este nevoie. Este doar tot ce trebuie să mă ating de haina Lui. Să mă ating de haina Lui. Și femeia aceasta a fost vindecată, dragii mei. S-a atins de Domnul Iisus Hristos prin credință. Și mă rog în această dimineață Dumnezeu să mărească credința bisericii. Și știți de ce spun lucrul acesta? Pentru că în vremurile în care trăim, să știți că cei mai mulți și creștini și oameni, în loc să urce pe munte în sus, coboră pe munte în jos, din pricina necredinței. Și mă rog lui Dumnezeu ca biserica de aici să urce pe munte în sus și nu coboră în jos. Când cobor în jos, cobor la vale. La vale acolo, să știți că lupta mea e crâncenă. Măcar că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu și al dealurilor și al munților. Dar să știți că este și al văilor. Să știți că și în văile cele mai joase, Dumnezeu poate să te ridice, să te cerceteze de acolo. Dar eu aș prefera ca biserica, frață de aici, surorile, familiile, să rămână sus pe munte. Să rămână sus pe munte, pentru că acolo sunt cele mai mari biruințe. Și mă rog lui Dumnezeu, nu numai să avem credință, dragii mei. Ăsta este un lucru minunat, să avem credință. Dar vreau să avem și credincioșia. Știți ce spuneau cei trei în fața cuptorului? Spunea două lucruri foarte interesante. Spunea Dumnezeul nostru, imaginați-vă să ai un cuptor, nu știu câți dintre dumneavoastră ați văzut un cuptor de forjă. Acolo unde muncesc este unul. Nu te poți apropia de el. Trebuie echipament special, trebuie mănuși speciale. Dacă nu, iei foc. Așa este de încins. Totul e roșu în interior. Un roșu care nu vă pot descrie cum este. Și mă gândesc la cei trei care stăteau în fața cuptorului și urma să fie aruncați în cuptor. Ca și oameni, n-ai nicio șansă. Nici n-ajungi până acolo că ești deja topit. Ca și oameni. Dar oamenii aceștia spun așa, Dumnezeul nostru ne va scăpa împărat. Ne va scăpa împărat. Aveau credință, dar nu s-o opresc aici. Mai spune ceva. Și dacă nu ne va scăpa, noi chipului tău tot ne închinăm. Și ce înseamnă aceasta a doua afirmație? Credincioșia. Credincioșia. Dacă Dumnezeu nu mă vindecă, pentru că așa este planul Lui să nu mă vindece, ce facem, dragii mei? Rămânem credincioși? Sau îl blamăm pe Dumnezeu? Așa de mulți oameni îl blamează pe Dumnezeu. Îl blamează pe Dumnezeu din cauza situației lor, nu știu cum, nereușitei lor profesionale. Din cauza stării lor, poate trupești.
Din tot felul de motive îl blamează pe Dumnezeu și îi spune, o, lasă-mă, lasă-mă și cu Dumnezeu. Aș vrea să vă spun ceva, un om al lui Dumnezeu și un om care nădăjduiește și un om care ațintește spre ceruri, rămâne credincios în orice vreme. Orice vânturi ar veni, orice probleme vei avea, orice necazuri vor veni, orice valuri vor veni, orice furtună va bate peste noi, un om al lui Dumnezeu rămâne credincios în orice vreme. Lăudați să fie numele Domnului. Iov a rămas așa de credincios. Încât spunea el, chiar dacă mi se va nimici carnea și nu voia mea va avea piele pe oasele mele, ochii mei îl vor vedea pe Dumnezeu. Dar nu numai asta. Îl vor vedea și îmi va fi binevoitor. Că aș vrea să vă spun ceva. Toți oamenii îl vor vedea într-o zi pe Dumnezeu. Numai nu pentru toți Dumnezeu va fi binevoitor. Pentru unii dintre ei, pentru cei mai mulți, Dumnezeu va fi un judecător. Dar pentru cei care au avut credință în El, va fi binevoitor. Lăudați să fie numele Domnului. Vă mai aduc înainte un om al credinței și n-aș putea să nu vi-l aduc. Pe Avram. Pe Avram. A fost pus Avram acesta într-o cumpănă înaintea lui Dumnezeu. Și au spus, după ce ai primit un copil, ai așteptat o viață întreagă. Când ai crezut că nu o să mai ai niciodată copii, Dumnezeu ți-l-a dat. Și după ce că ți-l a dat, te-a lăsat ca să-l crești și mărișor. Și mărișor. Poate era adolescent. Nu știu câți ani avea Isaac. Și-a spus Dumnezeu, Avrame, acum du-te acolo. Du-te și adu-mi el jertfă. Și ce-a spus Avram slugilor lui la un moment dat? După ce a parcurs o bucată din drum. Și ce-a spus? Voi rămâneți aici, eu cu copilul mă voi duce, vom aduce jertfă și ne vom întoarce. Ce credință mare! Avea Avram credință că și dacă va aduce jertfă pe Isaac și se va face scrum amestecate cu lemnele care le-a pus acolo, Dumnezeu, din cauza promisiunii care i-a făcut-o, îl va scoate pe Isaac din zgură, de acolo, din cenușă și îl va da înapoi. Doamne, ce credință avea! Aș vrea ca Dumnezeu să ne mărească credința. Aș vrea ca Dumnezeu în această dimineață să ne vorbească și noi. Femeia aceea a avut credință în Domnul Iisus Hristos. A avut credință că atingându-se numai de El, poate să fie vindecat. Mă rog în această dimineață și vă îndemn și pe dumneavoastră, dragii mei, atingeți-vă de Domnul Iisus Hristos. Când veniți la adunare, acasă sau unde, eu știu, pe drum, atingeți-vă de Domnul Iisus Hristos. Nu stați la distanță. Să știți că această femeie, dacă nu-și făcea loc printre oameni și stătea undeva la distanță și nu acționa și nu venea ca să se atingă de Domnul Iisus Hristos, s-ar putea ca problema ei să-i rămână. Și să rămână cu problema ei. Dar pentru că și-a făcut partea ei, a venit, s-a atins de Domnul Iisus Hristos, a avut parte de vindecare. Dumnezeu să ne dea și nouă această credință. Apoi, Iair acesta, și se va vorbi de seară, n-ar vrea să intru în textul de seară, Iair acesta, veți vedea că măcar că i-a dus veștea și a spus, sau nu-l mai nătășim pe învățător, fetița ta a murit. Domnul Iisus îi spune lui Iair, trebuie numai să ai credință. Măcar că s-au râs oamenii de el, s-au râs și l-au tot șocurit. Aș vrea să vă spun, puterea credinței are o putere inimaginabilă de mintea omului. Și mă rog în această dimineață, înainte să închei, să ne rog, dea Dumnezeu multă credință la toată biserica de aici. Amin. Amin. Vă invit, dragii mei, să vă ridicați împreună cu mine picioare și aș vrea să mulțumim Domnului pentru dimineața pe care ne-a ajutat să o petrecem în casa de rugăciune, pentru rugăciunile pe care le-am înălțat către El și pe care eu cred că le-a primit cu bună voință, pentru tot ce s-a adus la îndeplinire în dimineața aceasta aici, să mulțumim Domnului și să ne încredințăm pe mai departe în mâna bună a Domnului, care poate să ne facă bine în fiecare situație. Amin.